În cursul anului 2017, Tribunalul Prahova a avut o încărcătură de 1012 dosare pe judecător, cu mult față de media înregistrată la nivel național. Practic, instanța noastră s-a situat pe locul al 5-lea în categoria tribunalelor. De asemenea, aș putea spune că în cursul anului precedent, rata de soluționare a dosarelor a fost una foarte bună, în sensul că am înregistrat un procent de operativitate de 111% față de dosarele intrate, motiv pentru care ne-am aflat în top 3, după Tribunalul Militar Timișoara și Tribunalul Gorj, instanțe care au un volum de activitate mult mai mic decât cel al Tribunalului Prahova. Oamenii înțelegători, având în vedere că sunt, eu știu, tergiversate anumite termene și așa mai departe, prin lipsa aceasta înregistrată și a... Aș putea să spun că justițiabilii manifestă înțelegere față de condițiile noastre de lucru, dar nu pot să fiu sigură că aceștia sunt mulțumiți de această situație, pentru că, evident, cauza fiecăruia este importantă pentru acesta și și-ar dori să fie soluționată într-un termen cât mai scurt posibil. Practic, ce înseamnă această lipsă de spațiu, pe lângă faptul că judecătorii sunt înghesuiți într-o cameră, 7, cum spuneați, într-un spațiu destul de mic? Ce alte neajunsuri mai sunt? Numărul sălilor de judecată, nu putem planifica ședințe de judecată mai multe sau în raport de prevederile codului de procedură civilă care au tot fost amânate tocmai din lipsa spațiului privind camerele de consiliu care ar fi permis programarea pe ore a dosarelor, ceea ce ar fi însemnat că justițiabilul să nu mai aștepte să-i vină rândul, ci să într-un interval de timp foarte scurt să poată fi strigat un număr expres de cauze și iar aceștia să-și poată exercita dreptul la apărare și eventual orice alte susțineri legate de cauzele lor în termenii procedurali. Volumul de activitate până la urmă, pentru că în momentul în care într-un birou sunt foarte mulți judecători la care vin permanent, cel puțin un grefier de ședință, dar de regulă avem ședințe de fonduri, avem ședințe de recursuri, ședințe de apeluri, deci pot veni mai mulți grefieri. Mai sunt ședințe la care participăm ca judecători de permanență și de asemenea vin grefieri de pe completele la care am intrat la permanență, este veșnic o fluctuație de personal în birou, ceea ce nu permite un lucru în condiții normale. Asta înseamnă că foarte mulți colegi de-ai noștri, și vorba și de judecători și de personalul auxiliar, lucrează mult peste program, până la ore târzii din noapte, se lucrează și sâmbăta și duminica, tocmai pentru a acoperi cerința de a fi în termen cu lucrările. La Tribunalul Prahova există o încărcătură mare de dosare, ceea ce generează un volum foarte mare de muncă, care implică efectuarea de ore suplimentare. O activitate intensă o are și compartimentul arhivă-registratură. Tribunalul, având dosare foarte complexe, sunt foarte voluminoase, iar spațiul de care dispunem este insuficient pentru depozitarea acestor dosare între termenele de judecată. Cel mai mare, cel mai voluminos dosar cuprinde 1606 de volume, care a fost transportat cu un camion special și se află depozitat într-o arhivă separată, deoarece spațiul aici în niciun caz nu ne permite acest lucru.